măcar, bă, trebuie. Stai, bă, trebuie. Vezi după, bă. Bă, iară stăm la semafor. Hai de mine, dar te-ai pregătit un pic. Copii, unde mergem? Nu știu. Unde mergem? La o plimbare. La o plimbare cu mașina așa de dimineață, să ne sară somnul, așa-i? Mie mi-a sărit deja somnul. S-a sărit, bun. No, nu ne întoarcem, mai merem un pic, că mama ta încă ar mai dormi și merem acasă numai așa să punem apoi la somn. Te-ai înscris la concurs? Faci treaba bună? Hai că-s curios ce treabă să faci. De frumos e frumos. Mă bine, nu râde de mai mult.
Ne spuneți și nouă de ce nu refuzați să mâncați aici la tarabele astea, unde mâncă toată lumea care se respectă. Eu mă respect pe mine pentru că m-am trezit de dimineață de la 5 fix, 4:50 mai exact. V-am făcut sandwich-uri, n-ați mâncat niciunul și acum vrei să mă duc să dau 100 de lei pe niște mici. Corect. No. Hai să le mâncăm, să vedem cum ți-au ieșit sandwich-urile. Ieși foarte bun. Și apoi mergem să vedem cai. Așa e, Victor, sau mergem acasă? Mergeți mai încolo să-mi iau și un loc? Mergem acasă apoi, după ce mâncăm. Nu! Nu! Nici gând, niciodată! Niciodată? Rămânem aici? De nu iau un pic și dau în geamuri. Încă nu mă duc, mă! Nu mai fă-te o amenințări din astea, că ai văzut câtă poliție e pe aici. Mergem la poliție. Nu? Ce v-a zis tati de dimineață? Mergem la o plimbare cu mașina. Am crezut că plimbare, Nu, am ieșit să plimbăm cu mașina și am găsit expoziția asta de cai, concurs de fapt. Aca. O să vedem care cal trage mai bine. Eu sper că ăla care îmi place. Sunt două tipuri, nu? De concursul acum. Nu știu. De tracțiune și de frumusețe. Da. Salutare, prieteni! Astăzi suntem la Gilău, la concursul de cai. Mâncăm un sandwich și am făcut o tură de am văzut caii și am venit să mâncăm un sandwich. O să vedeți cine le-a pregătit și cum le-a făcut. Și mergem să vedem concursul imediat de tracțiune. Nu știu dacă suntem și la concursul de frumusețe, că deja noi ne-am dat seama care sunt cei mai frumoși și am și filmat din ei, o să vă arătăm în acest video, vă încurajăm să vă uitați până la final, nu uitați să ne dați un like, să distribuiți acest video, ia că mai sparge și telefonul. Și să vă abonați la canalul nostru dacă nu sunteți abonați, Orășan la țară, haideți să vedem despre ce e vorba. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Hai că vine amiază, dar de pui la tata, fratele de tot, mai rău. Am Paul. Constantin cu trei iepe frumoase, două blonde și o murgă. Aplauze, domnilor și domnilor. Deci, sunt patru uficiori, mai trebuia un cal nea Costel acolo. Hop, 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 hop. Aplauze, domnilor și domnilor, pentru un echipă. Domnul primar, ala e înapoi, că ala e mai greu. Lui dați-i premiu, că după bine ai venit la noi. Mulțumim. Ieri a fost și ieri cu noi la prezentare. Haida! Haide, stai un pic să intri în scenă. Haida! No, mai fătură, da, mai fătură, cu drag! Aplauze, domnilor și domnilor, pentru... Opa, asta e bună, tare de ham, dar cealaltă e cam ca gazda. E cam ca gazda. Aplauze, domnilor și domnilor, pentru Vamoș Costel Constantin. Haida să-i spunem la mulți ani, că ieri o fost ziua lui, aseară eu cântam băiețe la mulți ani, așa? Și pentru că a fost ziua lui, îl și felicităm și îi spunem să dea Dumnezeu sănătate și mulți ani sănătoși. Aplauze pentru piciorul nostru! Picior, ridică clopul și salută-i pe oameni să... Așa, aplauze, doamnelor, și avem un picior fain, curajos, uite, s-a pregătit și a venit tocmai de la Bistrița cu un exemplar frumos. Aplaudați-l și pe partea aceea, pe... să-l încurajăm, că vedeți că prea puțini astăzi copii, tineri mai avem. Felicitări, nepoate, bine ai venit la noi, te așteptăm și la anul. Ai un exemplar foarte frumos. L-ai întreținut, l-ai curățat. Felicitări!
la Herșu, cel mai mare negustor din zona noastră, care a fost ani de zile un mare, mare comerciant. Săracul, anul trecut, în octombrie, a plecat dintre noi. Dar uite că a rămas o moștenie frumoasă. Eu sunt bucuros că domnișoara aceasta e așa de curajoasă, mă scuzați, și a venit să-și prezinte acest frumos exemplar și pe ea într-o ținută. Ia uitați-vă, băieți, cam cum trebuie să arate un călăreț. Uite, pălărie, ținută și aplauze, domnilor și domnilor. Adelina Moldovan, tocmai de la Gilău, de la motel, mai exact. Clop de paie lipsă, are o jentuță, cred că acolo și le-o ținut. Haidea să-l aplaudăm pe ficiorul nostru. Ia-i de zile tău, mătruie, să-l însor, numai n-am reușit, dar anul ăsta, aplaudați-l, să-l vadă o fată frumoasă. Haideți aici în față la domnul primar. Unde ești? Da, un cal de 4 ani, un loc frumos cu coame albe. De unde ești, fecior? De la Covasna! Aplauze pentru Levente! Mă gândeam eu, de fapt, că românul Levente a venit astăzi la noi. Bine ai venit și noi l-am așteptat cu drag. Ia uitați-vă, ăștia cred că-s prietini amândoi. Vă cunoașteți, nu? Uitați-vă la ei, ce frumos și el prezintă. Felicitări, felicitări. Aplauze, domnilor și domnilor. Se vede că omul ăsta s-a străduit. Un fecior tânăr frumos. Îi mulțumim pentru această prezentare. De la Florescu, două exemplare. Ăsta e mai greu ca gazda. Mere și el un pic mai liniștit așa. Mai mereuaș, mai mereuaș. Păneule, tu ești mai aspru. Hai mai, fă o tură. Bravo, bravo. Frumos căluț. Nu-i mare, dar are tot ce trebuie. Prime roșii. Doamne, ce bine! Îți porți picioarele, pune-le tu. Cred că ți-ai meritat două diplome astăzi. Una pentru tine și una pentru ca. Hai să vă premieze domnul primar. Rișel de la Veliș, de la Călățele. Picior fain, uite-te. Șofiul el alege, pala mai greu ca el. Păreche bună. Nu, nu, că își foarte bine boconci, uite-te la el. Stă cu vârful în sus. Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru o pereție de exemplare. Tine, ai... Numărul... 3 și numărul 4, Mihai și Grecu. Se pregătește Bala Ștefan și Rusu Raul Mircea cu două exemplare. Apoi, Drăghici Horea. Feciorul ăsta nostru, de unde sunteți, domnul Mihai? Din Argeș, tocmai din Argeș. Frumos, frumos e exemplar. Hai pune așa unul lângă altul, celălalt, că am înțeles că-s pereche, că e mai în spate, ca să începem acolo, către, aici către lemnică. Ăstea s-a lor, nu s-a noastră, nu o să le tragem. Bun, aici așa. Aplauze, domnilor și domnilor, pentru... Lasă și în față, în față, n-are nimic. Aplauze pentru băiatul nostru. Și una... Amu, cum să-i zic? Murcetă sau Tereșe? Semi, auzi, Semi. Știi? Unde Iuri? Știi când a fost la huie din... Egografiate, nu, domnul doctor? Un pic, un pic mai bine. E mai mole ca doctorul. Aplauze, doamnelor și domnilor. Că văd că trage bine de pune. Haide să-l primim cu aplauze. Domnul doctor e prietenul nostru și nu se supără. Câți ani are? 5 ani. Ăsta face parte din familia Răcășan, cel mai mic, cel mai junior negustor. Dacă luăm pe bătrânul baron, moșuzul care e în viață și trăiește, să-i dea Dumnezeu sănătate, apoi pe Marcel, pe tatăl lor Marceluț și ultimul apărut din Romică. Are niște exemplare foarte frumoase, s-au prezentat astăzi aici. Pantalon scurt, mai eu, ținută de gală, de sport. Lasă biciu, bă, acolo! Eu... De unde ești? Dar ce așa? Oha, 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 oha. Doi. Doi.
Celălalt unul, că e una. Să-i aplaudăm poziționele noștri de la oameni. Haidea să-i aplaudăm că merită, băieți acolo din zona voastră, aplaudați-mi. Ioane, încolo, că rup lemnul. Haidea. Vasări, vezi că e bun lemnul, a zis așară că e prea greu, că-i... Uite că... Aplauze, domnilor și domnilor, au făcut o tură și aici avem 10 metri, 15 metri. Ala dincolo e curajos tare. Da, tu-i Văsălin. Aplauze, domnilor și domnilor. Burgu. Vedeți că ăla îl cordeaște singur. Îl cordeaște singur, Burgu. Văsălin e mai încolo. Văsălin e un timp mai încolo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, du-te acolo, 2, 8, hop, aici. Mulțumim, aplauze, domnilor și domnilor. Tu, Dani. Ăsta e bun, ăsta e din coci. E, că acolo vine în gheață, mă, gencă. Ce ficiune ăștia, au venit foarte hotărâți. Lasă margă că-i te-l dă, ce-o zi, Gheorghe? Zica! Hai, 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 aplauze, doamnelor și domnilor! Asta de aici e grozat tare, de parte. Iuri, e din vânzare, au zis, poate te interesează. Bagă mâna, dă-mi gângem. Bagă mâna în... Aplauze, doamnelor și domnilor, foarte bun căluțește. Niște căluți ușurei, dar frumoși, legați bine, dar și foarte curajos de altfel. Felicitări. Măsură, distanță. Se pregătește domnul Maloș Vasile. Dragi prieteni, ăsta a fost video de astăzi. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final. Vă salut și ne vedem data viitoare. Salutare, prieteni. Astăzi suntem la Cluj, lângă Cluj, în comuna Gilău, sau ce-o fi aici, sat, oraș, metropolă. Suntem la concursul de cai. Localitatea Gilău, concursul de cai. Așa să-mi dau ochelari jos.